În 2011, Simona Nădășan era o fetiță de 8 ani din Reghin. Era un copil obișnuit, prietenos și inteligent, care își ajuta familia la treburile casei. Aici suntem toți, toată familia, la nepoata Andreea. Pe 4 iulie 2011, într-o zi toridă de vară, Maria Nădășan se afla acasă împreună cu cele două fiice ale sale. Maria o trimite pe Simona să îi cumpere o țigară de la barul din colț și de aici fetița dispare fără urmă. Pe la ora 6 după amiaza, Simona, încălțată în șlapii mamei, a plecat în grabă să cumpere ceea ce i se ceruse. Avea doar 1 leu la ea. De acte de identitate nici nu se punea problema. Ce vă mai amintiți din ziua dispariției Simonei? Am venit de la Luca, am avut ceva probleme în orar. Nu mai știu exact, la Vodafone, unde... În fine, asta nu ne interesează, cu aia am mers acasă. Am mers acasă, când am ajuns acasă, am zis... Simina unde e? Am zis, am trimis-o până jos, la magazin, să cumpere ceva. Aia eu m-am pus la masă, o zis, s-o pleca de vreo 5 minute și nu s-o mai întors, mă duc să vedem care e problema. Fosta soție. Ca eu m-am pus la masă, am mâncat, între timp vine sus, nu a ajuns? Să nu a ajuns. O ieșit iară. O ieșit iară afară. Iar au căutat. Cu aia când am intrat sus, am intrat în panică, din cauza că era o fată foarte deșteaptă. Putem la 9 ani să o trimitem, plătea facturi, mergea la magazin. Cum să vă zic? Dacă o trimitem la magazinul ăsta, să zic, la 2 pași, nu s-a bătea la domnul ăsta, la... Să meargă la alt magazin dacă nu găseai acolo ce trebuie. Vine, ne strigă la geam, pot să mă duc acolo sau nu pot. Era o fată era foarte... O... Da, da. Ascultătoare. Ascultătoare, da. Care e punctul tău de vedere? Ce crezi că s-a întâmplat în acest? Cred că fata a dispărut în parcul de joacă. Era ora 18, lumea se întorcea de la serviciu, era luni, o zi de luni. Deci prin zonă treceau oameni, am înțeles că acel parc era destul de circulat. Da? Eu cred că, mă rog, fata a fost la momentul nepotrivit, în locul nepotrivit și în calea unei persoane nepotrivite. Deci cred că această dispariție este o răpire. iulie 2011, ziua dispariției Simonei. Ce vă mai aduceți aminte din ziua aceea? În ziua respectivă am trimis-o pe Simona la barul Salcia după o țigară. A fost greșeala mea, că de știam anume ce se întâmplă, nu făceam chestia asta. Era totuși un drum scurt de la apartament până la bar. Știa bine zona că noi mergeam în parc cu ea și se juca foarte mult și știa zona chiar perfect, foarte bine. Un lucru este sigur, ora nu era nepotrivită, era o zonă circulată, o zonă în care Simona era cunoscută, iar distanța pe care o avea de parcurs era de aproximativ 150 de metri. S-a dus la bar, a ajuns la bar, a cumpărat țigara,
I s-a dat restul înapoi de la cel leu care l-a avut la ea. Atât o mai fost văzută că a traversat strada și de acolo nu mai se știe nimic. Cine a văzut-o pe Simona că a traversat înapoi spre casă strada? Frizărița de lângă barul de acolo și doamna, dar nu doamna de la bar, a zis că a văzut că a trecut, că a trecut în siguranță, dar mult nu s-a uitat după ea că a avut clienți. Bună ziua, Rafael Udriște, numele meu, de la emisiunea Dispăruți fără urmă, de la TVR. Da. Noi am venit în Reghin și investigăm cazul Simonei. Și dumneavoastră ați fi ultima persoană care a văzut-o, să spunem, în viață pe Simona travers în strada. O ieșit din bar, o fost, nu știu, să bea apă, o cerut apă, ceva, o cerut de la bar, o ieșit în fugă, o traversat strada, o intrat în parc, atât. De acolo încolo. Și ați văzut-o 100% că a trecut strada și că a ajuns până în parc. Da. Deci practic parcul ar fi o trecut strada și o intrat în parc. Atât. Am înțeles. Și mai departe nu știți. Din primele verificări s-a stabilit ca o primă ipoteză de lucru faptul că presupunerea că minora ar fi plecat de la domiciliu voluntar, datorită faptului că aceasta era pedepsită de către părinți, nu avea voie să iasă la joacă, și datorită faptului că din cauza situației familiale care exista în familia acesteia. Noi vorbim despre o distanță foarte mică. Deci ar fi o ipoteză că ea a vrut să fugă, dacă ar fi vrut să fugă de acasă, nu a mai fi cumpărat țigare. Faptul că a cumpărat țigare totuși arată un copil care n-a putut de gând să fugă. Și atunci avem de-a face cu o răpire. A fost verificată și ipoteza aceasta, cum că ea ar fi fost abordată de o persoană necunoscută și datorită incapacității ei de a se apăra, datorită vârstei, ar fi putut să fie răpită. Camerele de filmat în zona? Au fost verificate toate camerele de supraveghere care existau la momentul respectiv în municipiul Reghin. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere de la societățile comerciale din zonă. Acestea au fost vizionate împreună cu părinții, însă nu a fost identificată minora în imaginile respective. Prima pistă pe care au luat-o în calcul oamenii legii a fost răpirea. Dar, spune poliția, niciun fir nu a confirmat această supoziție. Dar nici posibilitatea ca Simona să se fi rătăcit nu putea fi luată în calcul, fiindcă, din spusele mamei, fetița era adesea trimisă să plătească facturi sau să facă diverse cumpărături. Să plece de bună voie? Nici această variantă nu este plauzibilă, fiindcă în acea zi fatidică, de 4 iulie, Simona a fost trimisă de mama ei să cumpere o țigară pe care a și cumpărat-o, avea un leu la ea și era plecată în șlapii mamei. S-ar mai fi dus ea la bar să cumpere ceea ce i s-a cerut, dacă avea de gând să fugă de acasă? Este puțin probabil. A fost vorba despre un act premeditat? Nu cred. A existat un copil care, după dispariție, a mărturisit părinților și apoi polițiștilor că ar fi văzut fetița împreună cu un bărbat trecând pe podul de peste râu, care era la 100 de metri de bloc. Dar poliția a declarat apoi, prin purtătorul de cuvânt, IPJ Mureș, că această ipoteză de lucru a căzut pentru că nu au găsit și alte probe care să o susțină. Eu cred că acel copil este un martor important și cred că sunt și alți martori, dar n-au fost căutați și găsiți.
În ziua aceea, Simona a trecut prin acest parc. După cum vedem, este un spațiu mic și circulat. Acest parc lega, practic, drumul principal de cartierul în care locuia familia Nădășan. Conform celor spuse de martori, Simona a ajuns la bar, a cumpărat ce avea de cumpărat și a fugit spre casă. Ba mai mult, pe terasa barului se afla și o vecină a familiei, Angela, care a declarat că a văzut-o și chiar a urmărit-o cu privirea să se asigure că trece strada în siguranță. Așadar, Simona a dispărut în acest loc. Ce se putea întâmpla aici? Cum ar fi putut fi răpită și nimeni să nu vadă acest lucru? Ar fi putut să plece de acasă de bună voie? Atunci, de ce s-ar fi încălțat în papucii mamei cu 3 numere mai mari? Dacă avea de gând să fugă, de ce a mai cumpărat țigara? Sunt câteva întrebări la care nu s-a răspuns timp de 10 ani. Ați văzut că Simona întârzie. Ce ați făcut dumneavoastră atunci? Trasem în panică. Atunci știam că nu durează foarte mult să ajungă. Mă uitasem pe geam de la cameră după ea să văd că se zărește colțul aleei parcului. Coborusem până jos, după care iar urcasem sus și când se cobor a doua oară, a venit fostul bărbat acasă, deci tatăl fetei. Și mai departe? Mai departe a urcat sus, m-a întrebat că unde este fata și i-am spus și atunci am început să o căutăm. A fost și el la barul respectiv, a întrebat. Și după aia m-a întrebat vecinii care erau ieșiți afară, că au văzut-o și au zis că nu. Și am încercat căutările prin cartier, după care am anunțat poliție. Prima dată am căutat noi. Am sunat un vecin de jos, o vin și ăla cu mașina, eu am ieșit cu mașina pe o parte, el o mers pe alaltă, prin telefonie, prin asta și... Poliția, în cât timp ați anunțat-o? Poliția am anunțat-o într-o oră, nici atâta nu mai știu exact. Poliția vin atunci, au zis că nu poate să ăsta, că nu-i... că trebuie să treacă 24 de ore, că poate duce la o colegă, că domnule, nu merge nicăieri, dar nici eu, nu, că nu există, că nu, că e aici, că... Am cerut câinii de urmărire în seara aia, am cerut exact... Aia le-am spus că dacă era unul din copiii lor, erau toate alea, mă înțelegi? Dacă a fost cum a fost, nu s-a rezolvat deci, nimic. Am cerut câinii de urmărire, am cerut haine, ne-au luat casă asta, nu s-a făcut. În seara aia. Bine, am căutat până la 11 și 12. Ați căutat dumneavoastră familia? Da, da. Dar familia. Poliția? Poliția au zis că nu, ui, că e undeva aici, să așteptăm, că nu-i nimic, că nu s-a întâmplat nimic, că... Nu s-au căutat în seara aia nimic. Decât i-am căutat până la 11 și la 12 și am căutat una într-una. Până la miezul nopții? Da. Din punctul meu de vedere, poliția n-a făcut atunci ceea ce ar fi trebuit să facă. Nu a adus câini de urmă. Câine de urmă este important atunci, în primele ore. Pentru că apoi, într-un spațiu deschis, trec oameni, se amestecă mirosuri. Bineînțeles că poliția justifică acest lucru prin faptul că funcționa pe legea veche și că trebuia să aștepte 24 de ore. Înainte de a fi polițist sau înainte de a avea orice altă meserie, ești om, nu? Adică te gândești... Ar fi încălcat vreo lege? De mult vreau să fac această întrebare. Dacă venea în acea seară cu câinele de urmă? Nu, nu, nu. Puteau să aștepte. Nu erau obligați să aștepte. Te gândești, un copil de 8 ani, n-a fugit cu 30 de bani și de acasă. N-a făcut. Ce mai puteau ei să facă? Și asta am învățat de la jandarmii francezi, care în 2009 au venit în România ca să instruiască jandarmii români în căutarea de persoane dispărute. Jandarmii români neavând atribuții pe așa ceva. Se spune că un agresor întotdeauna se întoarce la locul faptei și poliția ar trebui să se întoarcă la locul faptei. Iar jandarmii francezi fac asta. Se întorc
în cazul unei răpiri, în aceeași zi a săptămânii, la aceeași oră, în locul respectiv, pentru a vedea rutina locului. Da? Oamenii vin de la serviciu cam la aceleași ore, pe același traseu. Da? Poștașul, oamenii care ridică gunoiul, au un orar fix. Cu ocazia asta identifică indicii noi, dar și martori noi, care sunt foarte importanți. Iar fetița aceea, cum era îmbrăcată, toată în roșu, cu niște papuci portocalii și mari, n-avea cum să treacă neobservată. Ar fi putut cineva să o urmărească pe Simona în așteptarea unui moment prielnic și apoi să o răpească? Nu știm, dar fără să vrem, ne gândim că un pedofil este încă în libertate. Dacă vorbim de un pedofil în cazul Simonei Nedeșan, care este portretul lui? În mentalul nostru colectiv și poate chiar românesc, avem imaginea unui pedofil, unei persoane care este, pe de o parte, agresivă, este chiar hidoasă, pentru că psihic noi nu putem percepe un monstru. O persoană care agresează sexual, cum spune definiția, copii sub 13 ani, copii prepuberi. Însă realitatea arată că profilul pedofilului, cel puțin la aspectul fizic, este dimpotrivă. Este o persoană care poate să fie prezentabilă, care poate să aibă studii superioare, o persoană care se îmbracă bine, arată bine și mai mult este o persoană zâmbitoare, care știe că interacționează cu copiii, se face plăcută prin orice mijloace și mai ales prin influență și manipulare. Pedofilia este o tulburare psihiatrică, trebuie să subliniem acest lucru, și este inclusiv incriminată psihiatric, dar și legal. Iar an de an în România sunt copii din ce în ce mai mult care cad pradă pedofililor. Unii sunt dispăruți, unii nu se mai întorc și alții ajung târziu la poliție datorită faptului că părinții își dau seama mai târziu. Pedofilul are studii superioare, sau poate să aibă, pedofilul este plăcut, uneori este căsătorit, de aici apare și șocul. Am avut recent cazul România de polițiști pedofili care mergeau în mod normal la serviciu și este un mare consumator de pornografie infantilă. De multe ori, apropiații nu își dau seama. Pedofilul este diferit de agresorul sexual sau de violator pentru că el nu folosește violența în raport cu copilul. Sunt cazuri de răpire accidentale pe stradă sau pe meditate urmărite, structurate, bine planificate, mai ales în zona grădinițelor, în zona parcurilor, unde ei stau la pândă și anticipează și cumva își planifică o anumită victimă. Dar, în general, în cele mai multe situații, este o persoană cunoscută. Pe de altă parte, copiii sunt persoane care reacționează și la 8, 9, 10 ani, până mai târziu, sau și cei mai mici, foarte ușor la străini. Mai ales în România, și aici fac o comparație cu Occidentul, unde, bună seamă, nu prea poți să faci o glumă în autobuz sau în magazin, sau să cumpere o înghețată la un copil străin. Nu e permis așa ceva. Imediat părinții acelora te tratează cu brutalitate. În România noi suntem foarte așa deschis, sociabil, români, prietenoși. Și copiii, inclusiv față de străini, reacționează de multe ori afirmativ și pozitiv și poate chiar primesc, poate chiar discută, poate chiar și împărtășesc. Asta vine și la altă problema noastră, pe de o parte a școlii, pentru că, iată, nu avem o instrucție, o educație vis-a-vis de cum te protejezi pe tine ca persoană și cum spui nu unor străini. Și pe de altă parte, în familie, unde lucrurile, mai ales în cadrul comunitar strâns, fie că vorbim de cartiere, marginal, fie că vorbim, sau mai ales la sat. La sat, de pildă, copiii stau ore întregi pe străzi, se duc, se prietenesc, poate lucrează cu animalele, dar și la oraș, în cartier, și aici este un punct important, ore întregi copiii mici rămân supravegheați, ceea ce este o neglijență, și de multe ori duce la cazuri grave, pe cum dispariții sau răniri sau accidentări sau chiar violență sau chiar deces. Deci copilul trebuie supravegheat în permanență.
Aici este barul, aici este... Simona ieșisem la o plimbare. Și aici este la fosta soacră acasă, i soră sa. Deci... Încercam să găsim un loc de unde fata ar fi putut să fie supravegheată, dacă ea a fost supravegheată câteva zile, pentru ca apoi să fie răpită. Și mă uitam pe de-o parte că era un bar, exact în fața parcului, dar pe de altă parte, întregul parculeț era împrejmuit de ferestre, de bloc. Da, de blocuri. Cu atât mai mult cineva a văzut. Este suficient ca poliția să bată la ușă unui apartament și să întrebe, nu vă supărați, ați văzut-o pe Simona? Ați văzut o fetiță îmbrăcată în roșu, cu niște papuci portocalii? Da, poate aveau, acum după 10 ani, este inutil. Nimeni nu mai ține minte ce a fost într-o zi de luni, 4 iulie 2009. Dar pe de altă parte, dacă acest pedofil locuia în acele apartamente, poliția i-a bătut poate la ușă și l-a întrebat chiar pe criminal. Dacă știe ceva despre acest caz. Nu prea acționează în proximitatea zonelor de confort. Nu fac mizerie lângă casă. Întotdeauna acționează mai departe și mai e ceva. Probabil că atunci i-au verificat dacă există indivizi în zonă care au antecedente în zona asta. Agresiuni sexuale, agresiuni împotriva copiilor. S-ar putea să fi fost la prima faptă. Dar cu siguranță n-a rămas la prima. Deci ei ar trebui să facă aceste verificări și acum. Să lărgească area de căutare, că poate nu era de acolo din zonă, era în trecere prin zona respectivă. Dar eu cred că el, dacă a recidivat, a folosit același mod de operare. Pentru că i-a purtat noroc. Nu? A fost neprins. Și cred că la fel e un individ care stă prin preajma parcurilor de copii, în zonele pe unde sunt copii, încearcă să-i abordeze. La cercetarea la fața locului, întotdeauna se ridică obiecte personale de ale persoanei în cauză. Aceste obiecte se păstrează. În cazul în care se identifică persoana, să putem să... să o identificăm în baza ADN-ului ridicat de pe obiectele respective. Chiar a fost efectuat portretul robot, îmbătrânirea facială a minorei, da, la vârsta aproximativă de 18 ani. Am primit acum de la poliție portretul robot al fetiței dumneavoastră, așa cum ar arăta la 18 ani, pe care i-am împlinit, așa după cum ne spuneați, pe 23 noiembrie. Aș vrea să vă uitați și să-mi spuneți ce credeți. Seamănă, așa ar arăta acum? Nu pot să nu îmi pun obsesiv întrebarea ce se putea întâmpla în acest spațiu public în plină zi. Dacă Simona a fost răpită, nu putea să facă asta decât un cunoscut.
În comunitățile mici, așa cum este și cea din Reghin, oamenii se cunosc între ei. Este imposibil ca un străin să nu atragă atenția și mai ales dacă acest străin ar aborda un copil din comunitate. Ce credeți că s-a întâmplat? Nu pot să vă răspund că... Adică cum... Credeți că a fost răpită? A vrut să plece singură de acasă? De plecat de singur, de una singură, nu, pentru că nu stătea de vorbă cu străinii. Numai că a fost luată de cineva. Ați bănuit pe cineva? Nu, pentru că... cu rudele ne-am înțeles bine, dar fiind o familie mai retrasă, mai închisă, nu prea aveam, n-aveam prieteni. Deci ea mai mult, dacă se întâlnea, se întâlnea cu colegii de școală și atâta, deci cu alții mai mulți nu. Unde ieșea să se joace Simona? Tot aici, în fața blocului? Se juca așa aici, în parc și în fața blocului. Am înțeles că mergea la un after school, Sfânta Maria, situat tot în apropiere. Cum ajungea de la after school acasă? Venea singură? Cineva de sus, de la Casa Maria, îi lua și ducea în sus după programul de la ora când termina la 12. Avea o masă caldă, deci eu n-am dat copila pentru masa caldă. Eu am dat-o pentru că cealaltă mică nu prea o lăsa să învețe și de multe ori o adormeam pe ea, cea mică, să poată cealaltă să-și facă temele. Nu reușeam întotdeauna și erau mai mulți din clasa respectivă care mergeau în sus. Acolo îi ajuta să-și facă temele. Se simțea bine în acest loc? Îi plăcea? Da, se simțea foarte adică bine. Nu s-a plâns de nimic? Nu. Să fi fost probleme acolo de un anumit fel? Nu. Deci copiii erau luați acasă de părinți. Când terminam, îi așteptam în fața porții. Ei ieșeau și noi îi preluam și veneam către casă. Casa Maria, îi spune. Mă înțelegi? Mergeau mai mulți copii de la școală, dar mulți, 20 și ceva. După ore, îi ducea undeva sus, la un părinte acolo. A fost un părinte care așa zice, Casa Maria. Din afară, încă îți dădeau ei ceva bani, nu știu cât îți dădeau, nimic, nu mai știu exact. Dar duceau, își pășeau lecțiile, își pășeau tot, mă înțelegi, acolo. Eu n-am fost, dacă am fost o dată sau de două ori după ea acolo. Nu. Eu te le-am spus, nu fi fost de acolo ceva, că acolo a fost ceva sponsorizat de ceva străini. Și acolo probabil a fost ceva în vizită. Cineva care a pus ochii pe fata dumneavoastră? Nu știu, eu... M-am gândit la o variantă acum, nu pot să zic eu exact sau... Numai de acolo, dacă era o variantă, ceva, mă gândesc eu ceva de răpire. În cazul Simonei, dispariția ei s-a făcut dintr-un loc de joacă, care se afla la 50 de metri de casă și la 50-100 de metri de școală. În cazul ei, ipoteza că ea a fost victima unui pedofil este valabilă? Parcurile, cât și locurile de joacă, cât și grădinițele sau școlile sunt locuri preferate de aceste persoane care nu-și pot stăpâni impulsul sexual și fantezia sexuală și preferința pentru copii prepuberi și de multe ori stau acolo. Citeam în presa locală, aproape săptămânal sunt identificați pedofili care au un comportament autostimulator în fața unor grădinițe. Nu pot să nu observ o asemănare flagrantă între cazul Simonei și cel al Andrei Simon din Miercurea Ciuc, care se întâmplase în 1995. La fel ca și Andreea, Simona dispare din proximitatea casei. Simona provenea dintr-o familie disfuncțională, părinții ei erau în divorț, mama Andrei avea o viață privată destul de zbuciumată. Amândouă proveneau din comunități mici, în care toată lumea cunoștea pe toată lumea. Și cu toate astea, aceste două fete, care aveau amândouă 9 ani la momentul dispariției, sunt de negăsit. Ne-a frapat asemănarea cazului Simonei cu cel al Andrei Simon din Miercurea Ciuc. Este adevărat că o distanță de 16 ani, dar lucrurile parcă sunt făcute la indigo.
Există o asemănare între cele două cazuri și există și o morală a acestor două cazuri. Eu am repetat-o de mai multe ori. Nu vă lăsați niciodată copiii nesupravegheați, nici măcar până la magazinul de lângă bloc, pentru că lucrurile astea se pot întâmpla. Adică dacă s-a dus de 10 ori și a venit înapoi, nu înseamnă că 11 oară nu i se poate întâmpla nimic. Dacă ne referim și la cazul de la Miercurea Ciuc din 1995, cazul Andrei Simon, ne putem gândi că vorbim despre același pedofil la o distanță de 16 ani? Să știți că în literatura de specialitate psihiatrică, dar și în literatura criminalistică, există astfel de situații când persoane au comis astfel de infracțiuni zeci de ani la rând și nu au fost depistate. Pentru că actele de sine de pedofilie sunt ascunse pentru că încalcă niște norme sociale și evident, afectează viața oricărui persoane. Și pedofilii duc o viață dublă, unii dintre ei. Alții sunt mai expliciți, alții poate fac glume cu conținut sexual, alții bancuri, alții poate arată altora preocupările lor, cum spuneam, filme cu conținut pornografic pentru care au pornografie infantilă, care au minori. Dar de ce mai multe ori există o viață dublă, ascunsă și nu poți să bănuiești că poate cineva dintre vecinii tăi sau din colegii tăi de la muncă sau chiar din amicii îndepărtați au comis astfel de acte pentru că știu că este interzis și ar fi cumva condamnați pentru asta. Și da, în timp sunt persoane care duc o viață dublă, care au comis astfel de acte, care nu au fost depistați. Pentru că acest impuls, cum spuneam, nu se oprește nici la vârsta a treia. El rămâne destul de activ și preferințele rămân acolo și rămâne nesatisfăcut cumva. Deci posibil să fie pedofili care comit acte pe termen lung, pe zeci de ani în viața lor. Au trecut 10 ani de la dispariția Simonei, niciun semn, nicio veste. Din păcate, toate indiciile duc către ideea că un pedofil, poate chiar un criminal, ar putea să fie încă în libertate. Pe 23 noiembrie anul trecut, fata dumneavoastră a împlinit 18 ani. Poliția a realizat și un portret robot al ei. Și aș vrea să-mi spuneți dacă o reprezintă. Da, o reprezintă foarte mult. Deci ea este, da. Așa arăta. Da. Din păcate, în România, infracțiunile sexuale nu sunt considerate foarte grave, nici de comunitate, nici de justiție. Cazul primarului din Ștefănești de Jos ne confirmă această teorie. Pe scurt, Ionel Ștefan Robert, primar al comunei Ștefănești de Jos din județul Ilfov, încă din 2016, a fost acuzat că împreună cu alți bărbați ar fi violat o minoră, iar în urma agresiunii, fata a rămas însărcinată și a născut un copil. Ion Ștefan Robert a fost ridicat de poliție joi seara și după o noapte petrecută în arest a fost eliberat o zi mai târziu de către judecătorii din Buftea, invocându-se prezumția de nevinovăție. S-a întâmplat ce se întâmplă de fiecare dată. Poliția arestează, iar justiția eliberează aproape imediat infractorii cu influență. Avem următoarea știre. Poliția vine și arestează un primar cu încă două persoane și împreună sunt reținute 24 de ore pentru că poliția a considerat că s-a avut loc un viol cu 3 ani în urmă, că o fetiță a rămas însărcinată, între timp a și născut și că acest lucru trebuie pedepsit conform legii. După 24 de ore, aceste persoane sunt eliberate. Ce se întâmplă în România? Despre ce vorbim aici? În momentul în care eram vicepreședinte în comisia de la Camera Deputaților,
privind situația copiilor dispăruți și trafic de persoane, s-au făcut atunci niște afirmații din partea ONG-urilor care se ocupau cu acest subiect, care a revoltat, a șocat, a uimit mulți și au dat și ochii peste cap. Încrengătura între clasă politică, magistrați și poliție, atunci când vine vorba de trafic de persoane. Ceea ce atunci părea un șoc, pentru că nimeni n-a avusese curajul să facă această declarație într-un cadru instituțional cum era Parlamentul României, mi se pare că se adeverește, se confirmă și prin acest caz. Personajele în cauză acum ar fi trebuit să fie cel puțin în arest preventiv. Și asta pentru că articolul 220, Codul Penal, spune că actul sexual cu un minor până la 15 ani se pedepsește cu închisoarea. Punct! Fetița aceasta avea 12 ani. Am auzit anomalia spusă a consimțit. Cum adică a consimțit? Ce a consimțit un copil până la 12 ani? Ce înțelege fata aia, copil aia, despre ea până la 12 ani? Și hai să spunem că în naivitatea ei, acel copil a spus da, aș dori, aș vrea, nu mă interesează. Pentru că pur și simplu codul penal asta spune, până la 15 ani, 16 ani, e viol. Până la 18 ani, ești considerat un minor. N-ai voie să cumperi țigări, n-ai voie să cumperi alcool, n-ai voie să votezi, n-ai voie să ai un cont în bancă, fără acordul părinților, da? Fără consimțământul părinților. Dar, în schimb, poți să faci sex de la 16 ani. Totuși, codul penal spune foarte clar, până la 15 ani, actul sexual se condamnă cu închisoarea. Iar cele trei persoane în cauză sunt libere, nici măcar arest la domiciliu, pentru infracțiuni mult mai puțin grave, care, într-adevăr, din punctul meu de vedere, reprezintă un pericol social mult mai mic. Oamenii stau în arest preventiv, arest la domiciliu, control judiciar. Cele trei persoane zburdă pe motiv că, vezi, Doamne, copila a consimțit. Am aflat că în 2018 medicul fetei a anunțat autoritățile despre faptul că are în evidență o minoră însărcinată. Sursele noastre ne-au spus că atunci medicul a informat atât poliția cât și primăria din Ștefăneștii de Jos referitor la această problemă. Însă el nu a fost luat în seamă. Scenele șocante s-ar fi petrecut acum mai bine de 4 ani. Fata avea atunci 12 ani și ar fi întreținut relații sexuale cu mai mulți bărbați. Unul dintre suspecți este Robert Ștefan, actualul primar al comunei Ștefăneștii de Jos din Ilfov. De la TVR sunt eu, căutăm pe fetița și familia cu scandalul cu primarul de la Ștefănești. Unde? La Dragu? La Gag, în partea, deci vă întoarceți înapoi. Da. La intersecție, când veniți spre București. Deci spuneți, eu mă duc acum la pâine intersecția pe care am intrat. Așa. Și fac stânga. Faceți stânga, da? Și mergeți încolo după gârlă și mai întrebați încolo, că nu știu exact unde stă. Nu se știe în acest moment unde s-ar fi petrecut faptele abominabile și cum a ajuns fata acolo. Cert este că în 2018, la doar 13 ani, fata dădea viață unui copil. De la televiziunea română, emisiunea a dispărut fără urmă. Rafael Udriște e numele meu. Toată lumea vorbește despre cazul dumneavoastră, însă nimeni nu vorbește cu dumneavoastră. Și noi am venit aici doar ca să aflăm punctul dumneavoastră de vedere despre scandalul iscat în jurul primarului de la Ștefănești. Lumea vorbește vrute și nevrute și... Am înțeles și studia ce se vorbește. El a venit de la România TV, a vrut să ne ia un interviu. Am zis că, da, o să dăm și așa. Ne-a ascuns, ne-a filmat, a ascuns, a interpretat altceva. Și nu vreți să ne spuneți nouă, pentru TVR, foarte clar ce aveți să ne spuneți, la cameră? Nimeni nu se mai zice nimic. Atâta zic când sunt interpretate și atunci se reportează și atunci. La mai bine de 3 ani de la deschiderea dosarului, mascații au intrat în forță inclusiv în primăria din Ștefăneștii de Jos. 5 dube cu polițiști au căutat probe și au ridicat actele de la alte 5 adrese din comună, printre care și în locuința edilului Robert Ștefan. În total, primarul și alte 3 persoane sunt acuzate în acest caz. Conform deciziei judecătorilor de la Buftea, cele trei persoane bănuite de viol, între care și primarul din comuna Ștefăneștii de Jos, au fost eliberate, urmându-se a se stabili paternitatea copilului. Au
Au trecut deja câteva zile de la această întâmplare și lucrurile stagnează. Nu s-a mai întâmplat nimic. Ce înseamnă acest test de paternitate? Durează mult? Nu, din ce știu, poate fi făcut în maxim 24 de ore. Adică se recoltează salivă, sânge de la copil, se recoltează la fel probe biologice de la suspecții și se compară. Iar acolo unde se potrivesc marcării, probabilitatea la tată e de 99,9%, nu e cu dubiu. Acela este unul dintre autorii violului. Ei au trecut fost... o săptămână. Înseamnă că n-a ieșit ce trebuie la expertiza genetică. Înseamnă că a ieșit altceva. Da? Și probabil de aia au și fost puși în libertate, pentru că n-au existat probe. Aici e destul de greu de probat, mai ales după o perioadă de timp. El zice că, ea zice că. Se pare că aceste acuzații de încrengătură între politician, magistrat, poliție e reală. Aceste ONG-uri care se ocupă de zeci de ani de aceste situații, în care găsesc fete minore de 14-15 ani, traficate, abuzate, deja cunoaștem sistemul, metoda Loverboy, se duc cu ele în instanță, instanța spune, a consimțit, proxenetul îți râde în față, abuzatorul îți râde în față. Oameni, am văzut eu dosare, oameni care au făcut sex cu minore și întrebați fiind, cum nu vi-ați dat seama că fata aia are 15 ani? Senin. Spun, a, nu mi-am dat seama, ea mi-a spus că are 20 de ani. Deci, despre ce vorbim noi aici? Și oamenii ăștia recidivează, nu sunt la prima abatere. Așa că, repet, eu personal nu pot să vin cu o dovadă palpabilă, dar încep să cred din ce în ce mai mult și mai mult că ONG-urile care vorbesc despre această încrengătură în care se spală unii pe alții, se acoperă unii pe alții, e reală. Și să fie cineva care se ocupă permanent ca lucrurile să nu evolueze în acest caz, și mă refer acum la registrul pedofililor, de exemplu. Legea există, sunt aproape 2 ani de zile de când noi nu avem acest registru electronic și așa după cum spun specialiștii, psihologii, un pedofil eliberat din pușcărie recidivează foarte repede, într-un procent foarte mare, de peste 70%. În general, cam toți recidivează. Recidiva e foarte mare în România, cam de 70% până la urmă. Bun, astea sunt deja măsuri care trebuie luate la nivelul Ministerului Justiției. Au trecut 2 ani de când avem o lege bună. Cred că o să mai treacă mult. Și ce explicație putem avea decât că, repet, oamenii ăștia probabil își cunosc poveștile între ei, polițiști, magistrați, traficanți la nivel local, se șantajează reciproc. Ce explicație poți să ai? În afară de acest șantaj reciproc în care dacă tu zici ceva despre mine, eu zic ceva despre tine. Dacă tu nu mă eliberezi, spun ceva despre tine. Cum e posibil, ca să revenim la subiectul nostru, cum e posibil după 24 de ore să le dai drumul în condițiile în care au făcut sex cu o copilă de 12 ani și codul penal spune că pentru așa ceva ești condamnat la închisoare. Punct. Ce putem să spunem despre toleranța comunității față de aceste infracțiuni cu conotație sexuală? Vă dați seama că aici e vorba de educație. Ne întoarcem veșnic și veșnic la aceeași problemă. Educație. România e educată. Aici e marea problemă. Nu e primul caz. Amintiți-vă că în plină campanie electorală am avut 2 primari cu situații similare. Am văzut eu un reportaj așa la televiziune în care locuitorii spuneau despre acele fete care altfel erau minore, aduse spre distracția primarului în cauză, că da, au făcut ele ceva. Nu e vinovat primarul, ele sunt vinovate. Că au fusta prea scurtă, că au decolteu angajant. Penibil. Educație. Asta ne lipsește nouă. Educație, pur și simplu. Trăim într-o lume din ce în ce mai alterată moral. Infractori, criminali, violatori există de când lumea, dar ei erau condamnați nu numai de judecători, ci și de comunitate.
Astăzi asistăm la un fenomen îngrijorător. Oamenii de rând, cei afectați direct de astfel de agresori, ajung să îi apere, să îi ajute chiar, transformându-i practic în modele de succes. Din punctul meu de vedere, ăsta este cel mai mare pericol care ne paște. Să nu fim capabili să deosebim răul de bine, moralul de imoral. Și asta se întâmplă și pentru că, din zi în zi, ne îndepărtăm de Dumnezeu. Atât pentru astăzi, pe curând! Speed.